Venim după o zi grea de campanie. Vreau să vă povestesc un pic cum arată o zi de campanie în anul Domnului 2020, când clasa politică este nerăbdătoare să acapareze puterea în România și să distrugă ce-a mai rămas de distrus, grăbindu-ne niște alegeri. Ori este criză, ori nu este criză. Școlile le ținem închise, campanie nu putem face, dar alegeri trebuie să facem pe 6 decembrie. Am început ziua, veneam de la Timișoara, unde am avut probleme cu jandarmii. În Sibiu n-am putut intra și ne-am văzut într-o parcare la 15 km distanță de Sibiu, cu simpatizanții noștri care au putut ieși din Sibiu. După aceea am mers în Avrig, tot sub carantină, n-am putut să ne facem campanie. Deci, pe tot parcursul județului Sibiu, AUR nu se poate face cunoscut, la televiziunile comerciale nu avem acces, pentru că la televiziunile comerciale este cu bani mulți. Oamenii se trezesc, oamenii după 30 de ani de batjocură văd ce s-a întâmplat și vor dreptate. Iar acesta este răspunsul normal a unei națiuni care încă nu a murit, a unei națiuni care are cu ce să se mândrească și încă mai are anticorpii necesari ca să lupte. De aceea, Alianța pentru Unirea Românilor va intra în Parlament și ține doar de voi să intrăm cu un scor mare care să nu le permită să facă ceea ce tocmai am citit că vor să facă. Din 9 decembrie, după ce și-au reglat conturile, să ne bage iarăși în stare de urgență și așa jumate de țară este carantinată, unde să ne țină 2 luni pentru că pur și simplu nu au soluții. Calea noastră este de a da țării prim-ministru, de a da țării președinte, de a da țării oameni capabili care trebuie să o conducă, nu analfabeți. Îl avem pe Florian Colceaga, antrenorul de genii, matematician care a format mulți olimpici pe listele noastre de Parlament. Omul ăsta a scris o lege a educației. A fost ciuntită de parlamentari. Din 100 și ceva de pagini au lăsat 11, nu se mai înțelege nimic. A venit cu un întreg concept, cum a venit la vremea lui și Spiro Haret. Un concept de a pune creativitatea copiilor în centrul sistemului de învățământ. Avem nevoie de asta pentru generațiile care vin. Răspunsul sistemului, școli închise, așa zisă școală online. Oamenii ăștia, fiecare pe domeniul lor, trebuie promovați. Este un răspuns normal al românilor patrioți, fundarea AUR și existența lui pentru drepturile fundamentale ale poporului român. Mergi la vot și pune ștampila pe AUR, singurii care țin cu românii.